Spiritul renăscut prolog În toiul nopții, într-o casă mică situată într-o mahala, silueta mărunțică a lui Kemjira, sau Kem, un licean de 18 ani, se uita atent la ecranul unui computer vechi, în timp ce descărca încet rezultatele examenelor sale de la admitere la universitate. În stânga lui era un ceas de birou care bătea miezul nopții, iar în dreapta lui, un tort mic cu o lumânare, a cărei lumină pâlpâia în camera altfel întunecată. Ticăitul celei de-a doua limbi a ceasului răsună în capul său, amplificând stresul până când își strânse buzele. În cele din urmă, veniră rezultatele și citi că fusese acceptat la universitatea și facultatea pe care le alesese. Ura! exclamă Chemgira cu bucurie împreunându-și mâinile a rugăciune, sperând la o călătorie lină prin viața universitară, înainte de a se aplica să sufle în lumânare. Într-adevăr, astăzi era cea de-a 19-a aniversare a lui Chemgira. În camera întunecată luminată doar de strălucirea ecranului computerului, Tânărul stătea mâncându-și tortul în timp ce privea poze ale campusului universitar în care fusese acceptat. Mâncă, se uită la acele poze și zâmbi mulțumit până când se uită la ceas și tresări surprins. E deja ora două? Mâine, chemgira trebuia să se grăbească să-l informeze pe Luang Por la templu despre această veste bună. Cu acest gând, își termină repede tortul, închise computerul, spălă vasele, se spălă pe dinți și se culcă. În somn, Kemjira visă ceva ce nu mai visase niciodată. Visul său se desfășura ca într-un film vechi, într-o casă tradițională tailandeză dintr-o epocă în care existau sclavi. Kemjira văzu o tânără alergând în casă, cu mai mulți servitori, încercând în zadar să o prindă. Fata rădea încântată și bucuroasă. Apoi scena se mută într-o casă din lemn de culoarea cojilor de ouă, ce părea a fi într-o perioadă în care forfoteau mașinile. Atmosfera era blândă și amintea de anii 80. Chemgira stătea în fața acestei case de lemn, uitându-se nepoliticos în casă prin fereastră. Văzu un cuplu stând împreună la masă, împărțind cina și zâmbindu-și unul altuia. Fruntea lui Chemgira se încruntă în timp ce privea scena, simțind o ușoară durere în inimă și pieptul îi se strânse. La ce te uiți?" veni o voce rece din spatele lui. Inima lui Chemgira bătu cu surprindere și corpul lui îngheță în timp ce simțea respirația persoanei care apăruse în spatele lui. Încercă să se întoarcă, dar copul său nu se mișcă. Atmosfera caldă din jurul lui se răci treptat, trimițându-i fior pe șira spinării, pe măsură ce casa de lemn de culoarea cojilor de ou din fața lui se transformă într-o casă stranie, abandonată. Chemgera strânse din dinți, încercând să se trezească. Ce naiba e asta? Trezește-te, trezește-te! Vrei să rămânem aici? Chemgira trăsării în timp ce simți o respirație slabă, apropiindu-se de el. Frica îi inundă inima, făcându-i trupul să tremure. Doar noi doi, ce zici de asta? Pentru o fracțiune de secundă se gândi să fie de acord doar pentru a scăpa de disconfort, dar apoi auzi vocea cuiva. Chem, este timpul să te trezești, dragă. Chemgira trăsării, trezindu-se și stând în pat panicat. Se uită repede în stânga și în dreapta pentru a vedea dacă mai era cineva în dormitorul său, înainte ca ochii lui să zărească ceva în apropiere. Era tacrutul din piele de tigru pe care îl purta de când se știa, când se desprinsese. Acest colier tacrut era un obiect magic, care fusese binecuvântat de un porc cru, pe care nu și-l putea aminti. Avea capacitatea de a-l proteja împotriva pericolelor nevăzute pe cel care îl purta, Mama lui insistase să-l poarte tot timpul. Chiar și în ultima ei zi de viață, mama lui i- amintise să nu-l dea jos. Adevărul era că Chem Gira se născuse într-o familie blestemată, ai cărei fii piereau înainte de a primi 20 de ani. Pentru a-i schimba soarta, mama lui dăduse un nume de fată, Chem Jira, adică a fi în siguranță pentru totdeauna. Chiar dacă lui Chemgira nu-i plăcea în mod deosebit designul acestui colier, el nu acționase niciodată împotriva dorinței mamei sale. După ce ea murise din cauza unei boli grave în urmă cu șapte ani, el continuă să-l poarte tot timpul, deoarece era ca o amuletă protectoare pe care mama lui o lăsase în urmă. În ultimii 18 ani fusese în siguranță. S-ar putea să fie existat accidente minore, it și colo, tipice pentru oricine. S-ar putea să fie existat accidente minore aici și colo, tipice pentru cineva puțin stângaci ca el, dar nu fusese nimic grav. Totul fusese normal până seară. Aceasta era prima dată când Chemgira avusese un vis atât de ciudat și indescriptibil de înfricoșător. Se liniști, chiar dacă avea încă un fior de la cât de real era visul. Odată ce își recăpătă calmul, Luta cotul și îl puse înapoi în jurul gâtului înainte de a se ridica să facă duș și să se îmbrace pentru a-l vizita pe Luang Por la templu. Gira luă un Songtaeu, un tip de transport public, până la templul din orașul în care locuia lu Luang Por Pinyo, tatăl său. Acesta se hotărâse să devină călugăr pe viață la aproximativ trei ani de la moartea mamei sale, Chemjira avea exact 15 ani atunci. El credea că acest lucru fusese predeterminat încă de când Chemgira era copil. Porcru, care îl dăduse lui Chemgira obiectul magic, îl instruise pe tatăl său să găsească un moment de bun augur pentru a deveni călugăr pe viață, pentru a-și dedica meritele dușmanului karmic al familiei, în speranța că va putea prelungi viața lui Chemgira. Acesta fusese motivul pe care tatăl său îi le explicase când el plângea în semn de protest față de decizia lui. Chemgera credea doar că pierderea unui părinte, mama sa, era deja prea mult. Nu voia să-și piardă și tatăl nici prin călugărie, nici prin moarte. Dar în cele din urmă, nu se putuse împotrivi dorinței tatălui său și a celorlalte rude. Tot ce putea face era să stea acolo plângând, Privindu-l pe tatăl său cum se rade în cap și își îmbracă hainele galbene. Apoi, el se întorsese cu spatele și intrase în sala de rânduire a templului. După acea zi, Chemgira plecase să locuiască cu rudele din partea tatălui său, deoarece rudele mamei sale refuzaseră să-l primească, temându-se că vor fi blestemate. Cei din afară puteau crede că sunt superstițioși, dar toată lumea din familia lor și din sat credea asta din toată inima deoarece niciun bărbat din partea maternă nu trăise vreodată să-și vadă cea de-a de -a 20 -a aniversare. Rudele paterne, care se oferiseră voluntar să aibă grijă de el, erau unchiul și mătus sa, care luară banii de întreținerea copilului pe care tatăl său îi lăsase și banii de asigurare de sănătate ai mamei sale, ei fugiră să trăiască o viață confortabilă în străinătate încă din prima zi în care îi primiseră, lăsând doar câteva mii de baht și o casă veche pentru el. Kenjira nu intenționase să-și îngrijoreze tatăl, care tocmai fusese hirotonit cu câteva zile înainte, așa că tăcuse. Chiar și atunci când tatăl său aflase mai târziu, nu putu face nimic. Locuia singur în acea casă și avea noroc că vecinii erau amabili și îi aduceau un mod regulat mâncare. În plus, ori de câte ori își vizita tată la templu, se întorcea acasă cu multă mâncare. În plus, performanțele sale academice fusese destul de bune, așa că primise bursă de la începutul până la sfârșitul liceului, ceea ce îi făcuse viața de liceu nu prea dificilă. De asemenea, intrase la universitate concurând pentru o bursă. Crab, Luang Por!» spuse Chemgira după ce intră în casa parohială înainte de a se prosterna la podea de trei ori și de a privi în sus cu un zâmbet blând. Tatăl său îl privi tandru. Crab, rezultatul examenului tău a apărut, nu-i așa?» Chemgira își scârpină obrazul stingher cu o mână, în timp ce cealaltă era încă în poziția de rugăciune. «De unde ai știut? Plănuiam să te surprind!» Luang Por îi zâmbi cu drag și îi spuse... Ieri, doi novici au părăsit călugăria și mi-au spus că începe semestrul lor. Am intrat la facultate de arte plastice și aplicate la universitate din Bangkok. Vocea lui chemjira rosti cuvintele aproape în șoaptă, cu mâinile încă unite într-o rugăciune, dar ochii săi aruncară încet o privire spre tatăl său. Chiar trebuie să mergi până la Bangkok?" întrebă el, Atitudinea lui fiind calmă, chiar dacă ochii lui arătau o licărire de îngrijorare pentru copilul său. Chemgira se strânse și mai mult. Era pe deplin conștient de cât de îngrijorat era Luang Por de siguranța sa. Fusese obligat să trăiască singur afară, fără adulți, care să aibă grijă de el, ca să nu mai vorbim că blestemul era încă activ. Dar Chemgira viza să devină artist, Câștigase bani în plus desenând de ceva vreme suficienți pentru a acoperi costul materialelor de artă și chiria ieftină a apartamentului. El își dorea să exceleze în această carieră, dacă ar fi să moară mâine și ar dori ca măcar odată să-și trăiască viața după bunul plac. Universitatea de aici nu are facultatea pe care vreau să o studiez, declară Kengira motivul cu sinceritate, dorindu-și ca tatăl său să fie de acord cu el văzând hotărârea fiului său, decise să-și lase fiul să facă ce dorește și, fiind hirotonit călugăr timp de mulți ani, Pinio înțelesese adevărurile vieții. Nașterea, îmbătrânirea, boala și moartea erau în natura oamenilor. Făcuse tot ce putea un tată, restul depindea de soartă. Ei bine, dacă aceasta era, este situația, atunci să studiezi din greu și fii atent în orice faci, să nu fii neglijent. Chemgira zâmbi când privi binecuvântarea tatălui său și dădu repede din cap drept răspuns. Da, Luang Por. După ce mai vorbiră puțin, Chemgira și aduse duse omagile și și lua rămas bun de la tatăl său pentru a se întoarce la munca sa neterminată. În acel moment, Pinio nu putea decât să stea, urmărind spatele fiului său, mișcându-se din ce în ce mai departe, însoțit de Umbra mai multor spirite misterioase. Sfârșitul prologului.